Emmanuel Macron a vizitat orașul Mosul din Irak, care a avut mult de suferit în timpul războiului din 2017 împotriva grupării islamice. El și-a început vizita la Biserica Maicii Domnului, simbol al creștinismului care a fost grav avariat în timpul guvernării Daesh. Macron a promis că va deschide consulatul țării sale în orașul Mosul, alături de școlile de limbă franceză și va contribui la reconstruirea bisericilor, a clădirilor și a moscheilor. El a sosit sâmbătă în Bagdad, unde a participat la o conferință de presă alături de oficialii din Orientul Mijlociu, cu scopul de a atenua tensiunile din zonă. Nous avons la communauté internationale un rôle essentiel et le cœur de la bataille contre le terrorisme, c'est encore plus important qu'envoyer des soldats, ce que je suis en train de vous dire. C'est aux côtés d'un état souverain, des femmes et des hommes de bonne volonté, des communautés qui connaissent ici. Între 9.000 și 11.000 de civili au fost uciși în 2017, potrivit unei anchete a Associated Press de la vremea aceea, iar războiul a lăsat în urmă numeroase biserici și monumente distruse.